Timp de 3 zile, băcăoanii cu micul mare au petrecut la Hramul Bacăului. De vineri până duminică, pe platoul de la Sala Sporturilor, circa 3.000 de băcăoani s-au adunat și au dansat, au chefuit și au degustat bucate tradiționale din toate colțurile țării. Înghețată, vată de zahăr, mici și bere, cozonaci ungurești, porumb fiert, acadele, cârnăciori, chiar și ciorbe cu afumături, hamsi și gulaș ardelenesc, toate au fost la mare căutare. Spectacolul muzical cu precădere unul folcloric a fost susținut de trupe autohtone, dar nu au lipsit nici artiști cunoscuți la nivel național, dintre ei Nicu Paleru, Eila, Boboceii de Bacău, Maria Șalaru, Orchestra Rapsodia Vasluiului, Simona Nae, Ciucurelul și Ciobănașul, Maria Tătaru, Viorica Macovei, George Cojocărescu și ansamblul Plaiuri Băcăoane, Pavel Stratan și Gloria. De cine costigă? Hai la una mică, nu s-a acasă singuri. Aveți o parcă, nu-i viață, de n-ai și-o mândruță în brață. Din o parcă e mai bun. Iubești ca un nebun. Așa, așa, să trăiască toată lumea. Dară mie, mirenița păsă și lumea legă. În paralel, în parcul catedralei s-a desfășurat o nouă ediție a târgului de meșteșugari, unde și-au expus marfa peste 20 de meșteri populari.